Echipamente de laborator, echipamente de chirurgie, sisteme de monitorizare a pacienților, în total 317 dispozitive și aparate medicale vor ajunge în următoarele săptămâni în Spitalul Victor Babeș, Timișoara. De aproape 4 ani am început o campanie de modernizare a Spitalului Victor Babeș. Din cenușerea sa sistemului medical din Timișoara, am reușit încet să-l transformăm într-un spital modern, cu dotări de ultimă generație, spune profesor dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș, Timișoara. Printre echipamentele ce vor intra în dotarea unității sanitare se numără mai multe ecografe, inclusiv un ecograf Doppler, echipamente de endoscopii, paturi și fotolii medicale, echipamente destinate secției de chirurgie toracică, inclusiv o nouă masă de operații, aparate EKG, dar și sisteme de monitorizare și tratament pentru pacienți. Valoarea totală a echipamentelor se ridică la aproape 24 de milioane de lei. 90% din valoarea finanțării a fost asigurată de Ministerul Sănătății, iar 10% din bani vin de la Primăria Timișoara. Achiziția și dotarea spitalului cu aceste echipamente și aparatură se vor finaliza până la sfârșitul acestui an. În pregătire există un proiect suplimentar care vizează modernizarea și dotarea secției